Salutare băieți, sunt Cătălin Talent și... Salutare băieți, astăzi avem o treabă importantă din cauza căldurilor. One eternity later. Salutare băieți, am revenit și eu cu un clip. Salutare băieți, astăzi... Cea... Vă salut din Foișor. Mă uit cu oripilare spre curtea mea, care este împânzită de un ciobernet german. Dobernet german sau cum dracu zice la asta. De alma, care a lăsat numai păr. A început să fie alb din verde. Și căcat și boabe pe jos și de-astea, pentru că nu am foarte mult loc să o țin. Și astăzi vom face un vlog în care o să instalăm o piscină în curte, cât toată curtea, da? Deci piscină cât toată curtea, frate. Nu mai există pe YouTube-ul ăsta, pe YouTube-ul ăsta nu mai există nimic, deci de genul ăsta n-aveți cum, nu mai vedeți. Vă zice fratele vostru, și eu să o suprăm pe Instagram, like la acest clip, ca să mai, bă, dați-mă like-ul, că am văzut că nu prea dați like-uri pe ăla calului, dați like acolo, e urât, mai muncește, mai editează, mai filmează, mai se fute, mai se răsfute, e frumos să dați like. Subscribe dacă nu ești abonat cu clopoțelul și o să vă arăt imediat locul faptei, este cam dezordine în astea, zic, ce dracu, mă, că ia uitați-vă țâțe la mine, deci când stau așa, am țâțele mai mari ca femeile, n-am dat gunoiul de 2 săptămâni, ești de bun, e duminică, e... Ora 5 după masă e 29 de grade, e, că e multe, ne apucăm să facem repede curat în curte și să punem piscina aia și să-i dăm drumul la apă, boys, că nu se mai poate așa ceva. O să o ținem pe doamna Alma, ai, că deja ai mâncat și ai început să te sui pe alea, handicapatul. O să ținem pe Alma, doamna Alma legată astăzi și mâine, probabil, și după aia o să o ducem pe la curte ca să mai relaxeze și o săptămână. Deci haideți să-i dăm treabă, să-i dăm bătaie, încă o dată like, subscribe și follow pe Instagram la Jegosul Suprem. Hai să vă arăt locul. Aici, uite așa a făcut handicapata asta. Aici va fi amplasată piscina. Am apucat de peretele, nu l-am terminat, am scumele de pește acolo. Trebuie să facem curare pe de pe aici. Și o să fie frumos, o să vedeți. O să vă fac un timelapse. Draga mea prietenă, am pregătit cât uși de puțin, întrucât petrișor, conacul a făcut cât de cât ok, puteți uita. Alea sunt sculele de pește, nu le iau pentru că trebuie să plecăm la pește și nu prea am unde să le bag acolo. Am scaunele, masa de ping-pong, e mic foișorul, aia cu șcalul Alma nu folosește, ăla e o chestie de vinuri, aia o aha. Deci aici o să amplasăm, începem cu partea a doua, da?
Suntem gata de umplere, boys. O să mai vorbim pe parcurs, dar nu o să stați cât durează să umplem cu asta, cu apă, că durează foarte mult, ne prinde noaptea. Începe ploaia flăcăi și noi suntem așa. Într-o oră s-a pus cam atât apă. Am pus nebunia asta să nu mai pice de sus. Începe ploaia. O să ne ajute un pic ploaia, așa că o să ne revedem când e gata. Boys, din aproape toate punctele de vedere sunt supărat, trist, pentru că hei, Alma. Deci am mamă, n-am nici trepied. Am instalat piscina și am instalat-o ieri pe zi. Și a trecut o zi și a plouat, dar rupt. Mâncava și gura voastră, adică a plouat, dar rupt, stă 10 minute, iar plouă, iar plouă, iar plouă. Și mi-a căzut și salce în ea și nu pot să faci nici baie. Da, dar piscina am făcut-o, o să vă arăt și vouă. Și înainte să vă arăt piscina de încheiere, așa, trebuie băgată pompa aia de reciclare a apei. Alma! Gata, Alma! Trebuie băgată pompa de reciclare a apei. O doare în corp, Alma. Pompa de reciclare a apei și să iau sita aia, că nu mai știu pe unde am pus-o ca să o fac și să-i bag niște soluții în ea. Dar înainte să vă arăt piscinuța, cum a ieșit, nu uitați, follow pe Instagram, la Jegosul Suprem, să activ acolo, dacă vă cu clipul. Alma! Alma! Nu uitați, follow pe Instagram, la Jegosul Suprem, pentru că sunt activ acolo zi de zi. Like la acest clip ca să continui seria. Subscribe dacă nu ești abonat. Mulțumesc de vizionare. Bă, nie. Așa arată la final. Am sculile acolo. Are un pic, dar e 3 sferturi, cam așa. Frumoșică. Ias. Yes.